7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Astăzi o să încercăm să vorbim despre căminul din casă. Nu e un fel de titlu inversat sau o șmecherie jurnalistică, pentru că eu nu sunt jurnalist, deși m-am cam contaminat de când construiesc niște emisiuni cu tine, Cristina. Nu e vorba de o șmecherie jurnalistică, ci pur și simplu este vorba de ceea ce am enunțat, de ceea ce cred eu că este esența psalmului 127. Acolo ni se descriu câteva din lucrurile la care trebuie să ne gândim când construim căminul. Partea aceea a realității caselor noastre, familiilor noastre, care este dincolo de fereastră, dincolo de poartă, dincolo de gard, dincolo de curtea amenajată foarte frumos. Și ca de alte dăți, peisajul străzii pentru mine este foarte grăitor și mă inspiră extraordinar. După cum palatele țiganilor, dar să fiu politic corect, ar trebui să spunem palatele romilor. Lor nu le place să le spui romi, lor nu le place să le spui în limbaj politic corect și știu eu de acasă pentru că am unul, ci pur și simplu casele țiganilor vorbesc foarte clar despre condiția lor, vorbesc despre casa dinăuntru, vorbesc despre căminul lor, de fapt. Câte case, câte palate de țigani ați văzut să fie locuite? Cum poate un popor nomad să stea într-un palat? El stă, de fapt, cel mai bine în căruță, el stă, de fapt, cel mai bine pe drumuri, el stă, de fapt, cel mai bine în șatră, pentru că așa este el bine reprezentat. Și chiar îmi face plăcere și am o curiozitate uneori nu prea duhovnicească să mă uit la casele țiganilor, să văd cât de locuite sunt. Și am văzut multe, sunt câteva și în cartierul în care lucrez și cu foarte multă curiozitate încerc să văd elementele care vorbesc despre faptul că acea casă este locuită, că în acea casă trăiește cineva, că în acea casă este o viață pe dinăuntru, nu este doar palatul extraordinar. Am auzit de case ale țiganilor care au niște băi de zeci de metri în care o cadă cu jacuzzi, pare o simplă chiuvetă undeva aruncată într-un colț. Și chiar mă întreb, oare se bucură cineva și stă cineva în baie cu jacuzzi într-un palat țigănesc? Pentru că, de fapt, pentru ei alte lucruri sunt mai reprezentative și alte lucruri cred că aduc bucuria. Nu mă îndoiesc că au ajuns și că se bucură de binefacerile civilizației, dar vorbind despre cei dincolo și despre căminul din casă, ar trebui să facem referire la câteva coordonate și una dintre aceste coordonate mi s-ar părea că ar fi filozofia de viață. Ce filozofie de viață cultivi dincolo de gardul, ușa, fereastra ta? Ce model dai copiilor tăi? Dacă copiii tăi când cresc trebuie să stea în 5 ani în cel puțin 3 case, pentru că de fapt te-ai mutat dintr-o casă în alta, ai plătit un credit cu alt credit ca să le faci lor o viață mai bună, dar de fapt copiii au recoltat ce? Toată osteneala, toată osârdia asta, tot stresul, toată zbaterea asta, pentru ce? Care este modelul? Care este lecția? Care este mesajul pe care îl dai copiilor tăi când te anevoiești să faci o casă, o casă și mai frumoasă? Asta nu e destul de bună, facem una și mai tare și mai mare, nu un pod mai frumos și mai trainic, ci de cele mai multe ori, tocmai când te antrenezi în acest joc, modelul pe care îl construiești, mesajul pe care îl dai copiilor tăi, este unul care nu știu dacă îi fericește. Când mă gândesc la cămin, mă gândesc din nou la virtuți, la caracter, la ceea ce
trebuie să se manifeste în relații, între soț și soție, între părinți și copii, între copil și copil, între frate și soră, între frate și frate. Ori uneori numai dragoste, numai armonie, numai comunicare, numai slujire nu se vede acolo, ci un fel de competiție, de rivalitate, de desconsiderare, de exploatare chiar. Și asta văd foarte adesea, mai ales în camera mea de terapie. Văd cum, până când se construiește casa, se sparge căminul. Până când se construiește casa, se rup legăturile. Până când se construiește casa, modelul nu fericește. Și modelul pe care îl preia copilul ca filozofie de viață nu este ceva care durează și care este trainic. Nu este ceva care să te ajute să stai cu bătrânii la porți într-un anume fel și să ai o conversație a gloriei și nu una a inadevării sau, și mai rău, a rușinii sociale. Ori casa despre care vorbește Psalmul 127 are, cred că, și alte coordonate, are și alte dimensiuni. Eu nu încetez și vreau să nu obosesc să le descoper, dar câteva dintre ele am încercat să le prezint astăzi. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.